Echipa feminină de handbal, categoria de vârstă junioare 3 a Clubului Sportiv Școlar Zalău, a suferit 3 eșecuri în cadrul turneului de sală disputat la finalul săptămânii trecute la Baia Mare și rămâne pe ultimul loc în cadrul seriei H. Echipa de handbal fete, categoria de vârstă junioare 3, pregătită de profesoara Valeria Motogna, a participat la finalul săptămânii trecute, de vineri și până duminică, la primul turneu de sală din cadrul celei de-a doua părți a campionatului național din faza grupelor. În primul meci, programat vineri de la ora 15, echipa Clubului Sportiv Școlar Zalău a pierdut cu 27-12. La pauză 13-5, partida disputată în compania echipei Clubului Sportiv Sein. Sâmbătă la ora 13:30 de minute, echipa Clubului Sportiv Școlar Zalău a revenit pe semicercul de la Baia Mare pentru confruntarea cu echipa Clubului Sportiv Școlar din localitate. Din păcate, pentru elevele profesoarei Valeria Motogna, antrenoare care a încropit această echipă în toamna anului trecut, adversara a fost cu mult mai bună și experimentată, iar la finalul partidei, balanța a atârnat greu în partea echipei maramureșene, care s-a impus cu 36-10, după ce la pauză au intrat la vestiare, având avantaj de 13 goluri, scor 18-5. O misiune extrem de grea au avut fetele de la CSS Zalău și în ultima zi a turneului de la Baia Mare. În ultima partidă a zilei de duminică, CSS Zalău s-a duelat pe semicerc cu HCM Baia Mare. La pauză, echipa locală avea avantaj de 14 goluri, scor 17-3, după care în partea a doua, zălăoancele au evoluat ceva mai bine și au câștigat repriza secundă la un gol diferență, 11-12, însă jocul a fost pierdut cu 18-15. Ultimele două partide ale sălăjencelor de la CSS Zalău în cadrul grupei H sunt programate la finalul săptămânii viitoare, în zilele de 26 și 27 martie, când gruparea sălăjană va da piept cu CSS Viitorul Cluj și ACS Tonic 2012 Oradea.